Binecuvântavă-i pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Aleluia! Pentru Domnul se va lăsa. Bună să vă fie inimile! Dragi frați într-un Hristos, dragii mei scumpi, o parte dintre domniile voastre mă cunosc. O parte nu. Mă numesc Ștefan Ciucat. Dacă mă întrebați de unde sunt deloc, vă spun, din România. Cum să nu spun că nu sunt din România dacă sunt născut în Baia Mare? Mă consider un om liber. Liber în cuget și în simțiri. Liber pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și ceea ce fac, toată viața mea am luptat pentru Dumnezeu și pentru țară. Cu ce? Cu dalta și cu lemnul. Unde am imortalizat sfinte icoane, sfinte troițe, mobilier rustic, să rămână pentru posteritatea neamului românesc. Noi trebuie să fim blânzi, să ne iubim mai mult, cum spunea Mântuitorul. Așa cum vă iubesc eu pe voi, să vă iubiți și aproapele vostru. Și așa cum vă iubiți pe voi înșivă, să iubiți și pe aproapele vostru. Dar noi am uitat și de Dumnezeu. Am uitat de iubire, am uitat ce înseamnă iubirea. Am uitat ce înseamnă respectul. Am uitat ce înseamnă demnitatea. De ce? Fuga pentru a realiza ceva. Financiar, bani și averi. Dragii mei, eu am o vârstă și vă spun cu toată sinceritatea că niciodată nu am văzut un om care să mănânce cu două linguri. Niciodată nu am văzut un om care a plecat la cele veșnice cu toată averea lui. Nu știu ce o să creadă unii dintre domniile voastre. Dar eu vă spun că cineva acolo sus ne vechează. Cineva acolo sus care este Dumnezeu încă ne mai iubește. Și pentru asta trebuie să-i dăm un pic de crezare. Să-L ajutăm și noi pe El, să ne iubească și mai mult. Eu am o vorbă veche de-a mea. Pentru că mi-a plăcut în viața mea să studiez, nu numai să stau cu dalta în mână. Și am ajuns la o concluzie că poporul român s-a născut prin credință, cultură și tradiții. Și noi ce facem, fraților? Stăm. Stăm că stăm bine. Nu trebuie să ieșim cu furci, cu coase, cu topoare, ce au făcut străbunii noștri în 907. Nu. Noi trebuie să ieșim să luptăm cu Sfânta Cruce înainte. Cu vorbe dulci, cu vorbe frumoase. Ca dușmanii noștri să înțeleagă. Ei sunt aleșii poporului, nu invers. Ei trebuie să fie pentru popor, nu noi pentru ei. Cum spunea și Marin Preda, nu trebuie să acceptăm să trăim oricum. Și atunci vă întreb, dragii mei, unde ne este demnitatea noastră? Dacă citim un pic din istorie, istoria neamului românesc, de la Burebista până Hăt încoace. Poporul nostru a avut demnitate, au luptat pentru o cauză. Pentru ca noi astăzi să fim liberi, noi și copiii noștri. Noi am împrumutat țara asta. Și atunci mă întreb, când va veni clipa să o predăm copiilor noștri, oare o să mai avem ce preda? Oare o să stăm cu fruntea sus, că am predat o țară frumoasă și bogată? Ciprian Porumbescu a spus, și eu vreau să îl urmez
pentru că dintotdeauna mi-a fost această mare dorință. Iar când voi, fraților, mă duce de la voi și-o fi să mor, pe mormânt atunci să-mi puneți mândru nostru tricolor. Da. Îmi iubesc cu toată ființa mea țara, pe Dumnezeu și poporul acesta. Miluiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Amin.